Dragi prieteni, bine ați revenit la o nouă emisiune, Vocea Libertății, sunt Mihai Neamțu Și am marea bucurie de a vă prezenta un invitat special, un matematician, i s-a mai spus și un cowboy al brokerajului românesc, un om special cu memorie extraordinară, domnul Sima. Bună ziua! Bună ziua, domnule. Mă bucur să ne întâlnim pentru prima oară aici, în București, dacă avem voie să devoalăm locul unde înregistrăm. Evident! Mai ales că... <laughs> mă bucur să văd în spatele noastră o bibliotecă și mă gândeam privindu-vă dacă poți să fii un stoic, să-l iubești pe Marcus Aurelius și să iubești în același timp operațiunile cu bani. Dacă cel care are poftă de multe, poate să fie și un uh, admirator al stoicismului. Credeți că Imperiul Roman s-ar fi putut clădi și ar fi ajuns unde a ajuns fără bani? Nu cred. Fără bani nu se clădește mai nimic. Nici măcar că... o catedrală ar adăuga Patriarhul Daniel. Vedeți? De unde această pasiune pentru bani, în condițiile în care dumneavoastră ați făcut școala în comunism, când practic banii erau toți ai statului. Dar eu nu am nicio pasiune pentru bani. Și am un raport extraordinar de detașat față de bani. Deci pot să am pasiune pentru adrenalină, pentru riscul de la bursă, dar nu pentru bani în sine. Deci dacă cineva vrea un pont cum să investești la bursă și să nu suferi mari pierderi, trebuie să fii total detașat și să judești doar niște cifre pe un ecran. În momentul în care le gândești în bani adevărați și vezi 6 zerouri, 7 zerouri, atunci te ia cu capul și poți să o dai în bară repede de tot. Tocmai asta e ideea, să joci exact cum te-ai jucat un joc pe calculator. Mă Analizezi, puțin. faci orice fel de studiu, dar în niciun caz nu te gândești ce ai putea cumpăra sau ce ai pierdut în momentul în care ai pierdut poșete, o în casă. În niciodată. momentul în care începi să te gândești că azi am pierdut 40 de mii și am pierdut o mașină sau 300 de mii și am pierdut o casă, nu mai poți să faci nimic. Paralizezi. Da, nu reușești să iei niciun fel de decizie. Lăcomia este incapacitatea de a fi detașat, cu alte cuvinte, față de fie obiectul pe care l-ai în fața ta, fie față de bani. Lăcomia, la mulți, e și filmul celebru cu Michael Douglas, în care există acel speech cu greed is good. Nu știu dacă lăcomia este bună, din punctul meu de vedere e bine să nu ai orgolii în bursă și să nu fii lacom. Cumpără, vinde și regretă că nu ai vândut mai scump, când câștig puțin nu s-a scunzurat nimeni. Aș vrea să vă întreb dacă în perioada comunistă, când ați copilărit, ați învățat să vindeți și să cumpărați, în condițiile în care nu prea exista o piață. Nu cred că am învățat nici să cumpăr, nici să vând, n-am făcut cine știe ce. O singură dată am vândut niște bilete la celebrul Meci România-Italia. Este și în carte? capitol în carte. Și, în afară de asta, tot ce am cumpărat noi în comunism, așa erau discuri de vinil și pe care odată ce le cumpăram nu le dădeam oricând ni s-ar fi oferit pe ele, pentru că era un fel de amprenta genetică a fiecărui individ, adică eu mi-am aminte că aveam Wish or Lupin, al lui Floyd și dacă mi-ar fi atins cineva discul ăla, îl ștergeam frumos, îl aranjam. Deci... Uh... Am cunoscut oameni care au făcut negoți în perioada comunistă, la negru. Da, au făcut negoți și cu casete. Pot să vă spun că erau comercializarea casetelor video, mai ales cu filme foarte bune, nu cu porcării, în anii 80, foarte bine dezvoltată în București. De exemplu, eu care aveam doar două casete, aveam acces la foarte multe casete, făcând o bază de date pe un Sinclair Spectrum și aveam bază de date, știam cine ce casete are, știind cine ce casete are, propuneam schimburile. Și mai aveam un amic care acum e mare profesor, doctor și șeful secției de radioterapie la Institutul Oncologic, care el avea o mașină de la maică-sa, maică-sa nu conducea și cu mașina transporta casetele. Și ca să vedem, de exemplu, filmul Amadeus trebuia să luăm un alt film pe care să-l ducem în altă parte de unde luăm un alt film pe care îl duceam în altă parte și până ajungeam să obținem Amadeus și să-l vedem noi. Deci până la industria torenților a existat un taxi a existat, a existat așa, a... așa ceva, o Dacia da. 1300 cu care transportați. Da, 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 da. <laughs> și era și ruginită, vai de ea, săraca Dacia. Mă bucur că ați menționat această carte, urma, oricum să fac și eu. De, de aici a plecat și pasiunea mea pentru dumneavoastră. Sunteți o personalitate interesantă pentru că mă că am crescut și eu, nu știu dacă îl știți pe Lori Badea, cu matematicieni în casă, în familie, oameni care au făcut o carieră noastră. După ce ați fost foarte bun la matematică, ați cunoscut olimpici ai lotului de, de matematici. am fost olimpic eu, ați dar, fost, exact. dar eu nu vin dintr-o familie cu matematicieni și tata era medic veterinar, că mea era profesoară de chimie, Chiar săracul cu tăi că la un moment dat încercat să mă determine, mă las de matematică, îți dau la medicină. N-a reușit. Deci, cu totul altceva. Să mă nu... de unde vine, ca să zic așa. Nu, știu, dar nu cred că e ereditar. M-am povestit în carte la început. Cred că ar fi trebuit să mă apuc de scris. În clasa 5, -a, în vacanța de iarnă, între trimestrul 1 și 2, în clasa 5, -a, am scris o piesă de teatru. Și aș fi continuat să scriu. Dar, România o tradiție cu Eugeniu Da, că mi fiind așa o educație, avându mă o educație mai cazolă, îmi tot explica că nu sunt nimeni la Oltenița acolo și sunt 10.000 de copii mai buni ca mine. Și eu, una plin de ambiție, i-am spus, bine, și cum îți demonstrez că eu sunt mai bun decât aia 10.000? Păi du-te la Olimpiadă. Și m-am dus la dirigintă și am spus, vreau la Olimpiadă. Deci la Olimpiadă în clasa a 5 -a, nu e decât matematică. Bine, mă duc la matematică. Și așa a început tot. Nu că eu am avea o pasiune pentru matematică. După aia, într adevăr, ducându mă la Olimpiadă între a 5-a, 6-a, 7 și tot făcând exerciții, am ajuns să mi placă matematica, astfel încât în momentul în care tata în liceu mi-a spus că ar fi bine să mă pregătesc să dau la medicină, i-am spus ce medicină, am? ce să mă duc la matematică, unde deja știu mult mai mult decât toată generația mea. Matematica uh, e o știință eminamente pură, intersectează foarte puțin, să zic așa, pasiunile, emoțiile noastre, iar jocul pe bursă este un, un, un joc, în primul rând, și al cifrelor, dar și al emoțiilor, al foarte multor, uh, să spunem, stări de elixir sau depresie. Păi, da, da, dacă la bursă reușești să nu ai nicio emoție, ești câștigător. Tocmai asta e problema. Ți se face frică? Adică să nu credeți că mie nu mi se face frică că pierderea poate să fie mai mare și atunci o opresc? și nu e momentul oportun să o opresc după o perioadă să reface sau uh, continui să cred într-o idee idiotă până la capăt și în loc să închid poziția în pierdere o țin prea mult, deci astea sunt de fi emoții. Dacă ați fi Joe Biden, sigur e greu să faci o comparație că intelectul lui e mult umbrit de anumite stări. De ce v-ar fi frică astăzi ca președinte al Americii? De inflație de ce poate să fie frică? Dar cred că e toată omenirea conștientă că inflația este problema numărul unu. Nici războiul nu problemă, e problema, e problema inflației. Lumea încă n-a înțeles că războiul ăsta n-a fost decât un mic catalizator într-o inflație care s-a creat în ultimii ani, de fapt ea începe din 2008, de când s-a inventat celebrul program Quantitative Și am început să tipărim, între ghilimele, că nu mai tipărim ca în anii 20, în Germania, anilor 20, să tipărim hârtie, Acum ia frumos banca centrală, îi scoate din nimic pe calculator și încep să cumpere titluri de stat. Și dacă statul se împrumută și cel care îi cumpără titlurile de stat e banca centrală și le cumpără de fapt cu bani care nu există, vă dați seama ce se întâmplă. Apoi a venit COVID-ul, banii din elicopter? Nu, no, problema e de la, din 2009. În 2009, după ce Hank Paulson care era în administrația Bush a luat 750 de miliarde să salveze sistemul bancar și a luat banii contribuabililor și l-a dat la bănci, a văzut că nici cu 750 de miliarde nu se poate calma situația și atunci în discursul administrația Bush plus Ben Bernanke, care era guvernator al Federal Reserve, au inventat acest quantitative easing. Și quantitative easing este, eu iau bani, celebrii bani în elicopter, cu care cumpăr titluri de stat. La început să cumpărau doar titluri de stat americane. Cumpărând titluri de stat americane, datoria publică a Americii poate să crească, e cine să o cumpere, dar de fapt banii ăia sunt bani noi tipăriți. O cumpără China, datoria respectivă? China deține 3,5 trilioane din datoria Americii, dar e foarte puțin, pentru că datoria Americii în momentul ăsta a ajuns la 22 de trilioane de dolari. Știți ce spunea Ronald Reagan? Spunea, Datoria e atât de mare încât începe să aibă grijă singură. Cred să că v-am spus rău, PIB-ul e 22 de trilioane, datoria Americii e 31 de trilioane de dolari în momentul ăsta. Există și un site, usdebt.org, unde poți să vezi în timp real și cu dobânzile respective. E, acum trebuie să vă gândiți că toată datoria aia, când se rostogolește, că niciun stat, în momentul în care se împrumută, când ajunge la scadență, nu are bani să-i dea înapoi. El, ca să dea înapoi, emite alte titluri de stat, cu câteva luni înainte, face rost de bani ca să-i dea pe ea pe care i-am împrumutat acum cu 10 ani. Și tot așa. Rostogolește datoria. Rostogolește datoria. Se numește rollover. Și acest rollover de datorii se face în continuu. Gândi, ultima administrație care a terminat anul fiscal pe plus este administrația Clinton din 2000 și Bill Clinton s-a dus atunci și a scris frumos pe tablă plus 229. ți plus 229 de miliarde. Și dacă vă aduceți aminte, campania electorală dintre Al Gore și Bush Junior a avut ca temă principală cum cheltuim banii, domne, că nu reușim să cheltuim, avem atât de mulți bani la buget, încât, uite, nenea Clinton a rămas cu 229 de miliarde necheltuite. E, și au învățat repede să-i cheltuiască, că deja în administrația Bush, în ultimul an, în 2008, Bush a făcut vreo 700 de miliarde, Obama a început cu un trilion gaur în 2009, și s-a tot continuat. Și a ajuns Trump, a făcut 2 trilioane într-un an. Pot să fac observație? Războaiele din ultimii 20 de ani au fost finanțate, inclusiv prin aceste tehnici. Dar sunt nimic, sunt pinați. Cum? Îmi spuneți Războaiele că sunt 2 pina. trilioane, 300 de miliarde e nimic față de... Adică în da, Afganistan. dar au mâncat 2 trilioane războaiele. Uitați-o pe asta. Uitați-vă la bugetul Americii. Bugetul Americii 5-6% din PIB la un pib de 22 de trilioane, un trilion, tot bugetul defensiv al Statelor Unite. Deci e nimic. Și în ăla intră tot și bă, bă, soldații ținuți în Europa și în alte părți și așa mai departe. Deci trilionul ăla se cheltuie oricum, indiferent că e sau nu război. La un război mai apar 500 de miliarde în plus. Bani. Hai 600 de miliarde. Dar la cât e datoria? Nu. Datoria sunt banii din elicopter, sunt banii din COVID, când nenea Trump și după aia Biden le dădea câte 1500 de dolari cec la fiecare. Păi dacă Mark Zuckerberg a primit și el cecul cu 1500 de dolari, știu, ajutor. Și a zis, domne, n-am ce face cu el, două încolo de treabă. Știți că 70% din acele cecuri semnate Donald Trump, primele cecuri din pandemie, au fost semnate pe spate și au ajuns direct la brocări în bursă și au cumpărat acțiuni. Adică poporul nu avea nevoie de bani. Aveau unii foarte puțin nevoie de bani. Și s-au aruncat niște bani. Faceți o socoteală la 300 de milioane de americani, 1500? Câți bani sunt? Eu înțeleg că unii au primit chiar mai mult. Primeau și de la guvernul federal. Dar s-au și... primit și la firme. După aia tot felul de facilități fiscale și așa mai departe. Ne-am întins, dar nu numai americanii, toată omenirea, mai mult decât ne e plapă. Și acum picioarele au ieșit afară din plapă. Mă, e frig, și la iarnă o să înghețăm. Asta e simplu. Mai ales în Europa, cred că perspectiva asta este acută. Bine, în Europa o să înghețe neamțul, că el s-a bazat foarte mult pe gazul rusesc. Că elvețianul nu o să înghețe și nici francezul nu o să înghețe. Care are uh, energie păi are, ce? păi are centrale nucleare, dar când? Când italianul și neamțul au spus că nu vor să facă centrale nucleare, elvețianul ce-a făcut? A făcut una pe graniță cu italienii și una pe graniță cu germanii. Și de unde cumpără acum energie electrică și nemții și italienii? De la alea de pe graniță. Dacă mâine sar în aer, că asta era problema, aoleu, hai, zice, După Fukushima. Fukushima. Lasă Fukushima, că a început nebunia de la, de la Cernobâl. Dacă sare în aer, dacă după aia, într-adevăr, e o problemă mare. La centralele nucleare, marea problemă nu e că sare în aer. E că după ce își termină parcursul normal de viață, 100 de ani, ce faci cu ele? Ce faci cu deșeurile alea? Cum le închizi? Nimeni nu și-a pus problema, iar acum când și-au pus problema, au văzut că sunt niște costuri imense. Te costă mai mult să închizi o centrală atomă electrică decât să o construiești. Dacă vrei să o faci ecologic, perfect. Și atunci asta e problema. Facem centrale, facem, dar la un moment dat să împlinesc că ea 100 de ani și în curând să împlinesc. Că toate centralele franțuzești din anii 50-60, în curând, o să fie ajunse de serviciu, da. Că și cernobâlu și alte, și cosloduiul ăsta de pe graniță la noi cu bulgarii, toate au o, o viață, nu țin la infinit. E ce faci cu miezul la nuclear? Eu nu, nu sunt fizician, nu mă pricep. Dar problemele sunt foarte complicate. Ne întoarcem la, la discuția mai amplă despre Occident. Vorbeați, domnule Sima, despre inflație ca despre un pericol uh, absolut apocaliptic pentru cel puțin unii politicieni și asta fiindcă mandatul lor depinde de rezolvarea sau nerezolvarea problemei, mă întreb, mă întreb, dacă nu există o analogie aici de făcut între situația Imperiului Roman, care și el a cunoscut, cel puțin pe vremea lui Dioclețian și mai târziu, succesive etape în care moneda Imperiului era din ce în ce mai degradată, trecea de la aur la argint, de la argint la cupru și până la urmă își pierdea orice valoare. Și mă întreb de asemenea, evident, dacă această situație nu pune uh, în discuție supremația Occidentului în raport cu alte civilizații. Chiar v-aș întreba. Păi Neagul în uh, Tiparele civilizației. Nu, nu, a scris el o carte cu război de 70 de ani sau ceva. Nu, război de, de 100 de ani, parcă, sau de 90 de, de, 70 de 70 ani sau 70 de ani. În sfârșit, nu mai știu exact titlul. Și acolo făcea o comparație foarte inteligentă. Și a zis actuala societate occidentală plus estică e exact ca, ca lumea antică. Lumea antică a avut, a fost dominată de greci, de la la la, de pești, bun, până la un moment dat, în care ultimul care a apărut, Roma, a dominat tot, a ocupat tot, a fost un imperiu măreț, a fost la marginea, deci a fost la marginea imperiului. Bine, considerând că atunci totul era în Grecia, Peloponez și în zona aia. În Levan, și, a apărut, da. și a apărut, a apărut, a uh, apărut Roma, la marginea civilizației. De acolo a dominat toată civilizația, și toți ea, dominându-o, ajungând să o domine total, a distrus Și el făcea o paralelă în care civilizația occidentală, mediul, după aia societatea burgheză, în sfârșit, s-a dezvoltat, s-a dezvoltat. Cine a fost câștigătorul, ultimul venit? Cine a fost ultimul venit american? El a venit ultim în democrație. El a apărut abia na, în secolul XIX. Apar ultimii, ultimii, de fapt, până la Versailles ar trebui să mergem. Și americanii apar ultimii până la primul război mondial, dominau englezii, Imperiul Britanic. Corect. Ta. Brusc apar ultimii, ultimii ocupă tot, domină tot, au fost la un moment dat, s-au bătut în sfârșit cu ruși, au câștigat și războiul rece, acum, domină tot și orice sistem din ăsta se autodistruge. Care este cauza? Păi cauza e Lăcomia aceeași lăcomie, corupție și așa mai departe. Imperiul Roman de ce s-a distrus? De ce Nero n-a mai avut păi da. ascetismul pe care îl avea Cato sau, mă știu un alt republican? Păi nu mai avea ce construi. Era totul. E prea bine. În America e prea bine. Sunt bani în elicopter. Sunt tot ce vrei. Discutam, domnule De naște Sima. american? Deci nimeni nu-și pune problema. Vă gândiți că fiecare american când se naște în momentul ăsta are 88 de mii de dolari datorie. El așa și începe viața. La, când iese de la maternitate are 88.000 de dolari de dat. După aia, primul care intră în câmpul muncii la 16 ani se duce el și e taxpayer. Ăla deja trece la 220.000 de dolari de Dacă e dat. și student, îi crește și... Dacă mai e și student, că ajungeai și la asta, mai are pe lângă ea 220.000 și atunci săracul cât să muncească ca să plătească. Păi nu știu dacă ați văzut, dar lumea a început să... Deci noi persoane, mai ales în social media, în chestiile astea, suntem judecate după posibilitatea noastră de a plăti. Eu nu mai sunt interesat. Eu trebuia să mor, că acum urmează să mi se dea. Până acum am tot dat societăți. Dacă îți moare unul la 20 de ani, e o tragedie. Deci de asta dacă tu trimiți oameni la război și mor tineri, păi ei sunt cei care trebuiau să cotizeze. Să cotizeze la ce? La această datorie imensă. De asta cine plătește plătește lui ăla 220.000 dacă el se duce pe front și moare? E valabil și pentru Putin. O să vorbim și despre Rusia. Domnule Sima, chiar discutam înainte de acest fascinant dialog despre lăcomia mai multor generații de politicieni și Observam că între generația lui Reagan sau Jimmy Carter sau chiar J.F. Kennedy, care au mai moderați în consumul lor personal, și generația lui Bill Clinton sau, îmi vine să spun, Tony Blair, care are o avere declarată de 100 de milioane de euro. Nu e un discurs de stânga cel pe care îl propun eu acum. E un discurs doar istoric, comparativ. S-a produs o ruptură. Vedeam modestia unui Conrad Adenauer în Germania, anii 60-70, și mă uit la lăcomia lui Schröder care pur și simplu pentru că vrea bani, trădează și interesele țării lui și se duce la Putin. De ce a apărut această formă de... de... Nu mai Schroeder, Schroeder, Col, nu contează. Deci lăcomia e foarte mare. Păi care sunt modelele? Ce model avea Churchill? Ce model avea Conrad Adenauer? Conrad Adenauer venea după ce auzise la Nuremberg cum nenea Göring a luat toate tablourile, a jefuit toate muzeele și a adus toată arta acasă, a făcut, a luat terenul întregi de vânătoare. Nu, că în momentul Nuremberg din 46 a fost exact ce ar fi trebuit să fie și la noi după târgomistă. comunism. Da, nu, 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 că Târgoviște la... A fost o um, caricatură, da. Caricatură, nimic. Nürnbergul românesc, nu că ar fi prins lumea frică și nu mai fura nimeni și nu mai făcea nimeni ce au făcut comuniști. Nu, dar era un fel de recunoaștere a faptului că toți acești comuniști care au distrus țara 45 de ani erau reprezentanții românilor. Și că o vin avem și noi și atunci țineam și noi capul jos și spuneam, bă, oameni buni. Și noi am contribuit la omorirea la lagăre de muncă, la Sighet. Am contribuit și noi, că uite câți dintre noi au fost implicați. Sau cei mai buni dintre ai noștri au fost, distru au fost distruși de alți români. Pentru că, să fim serioși, asta cu disidența în România a fost zero barat. Zero barat. Și ce înseamnă disidență? Sau eu, dacă am pus manifeste și m-au prins și m-au bătut, după ce m-au bătut, ce am zis? Cât m-au bătut? Două ore? După două ore le-am spus, stați, semnezi orice, fac ce vreți voi. Păi n-am rezistat. Ăia la Sighet au rezistat. Îi păi, la Hosu a rezistat. N-a renunțat la... Re... Eu, renun... Eu recunosc cu mâna pe inimă. Mie dacă îmi spunea de mâine o torn pe mama, o torn și pe mama, nu mai dați. După ce am fost la sacul cu apă și la rotisor, e, eh, dacă exista chestia asta, fiecare își făcea mea culpă. Poporul român nu și-a făcut niciodată mea. N-am avut momente zero. El da și iubește în continuare comunismul, că n-a fost un moment în care ne facem mea culpa. După aia noi nu suntem conștienți nici acum că ne merităm conducătorii. Că fiecare nație își merită conducătorii. Pe cine ai ales pe ăștia? A, n-avem din ce să alegem. Dar în 90 n-aveam între cine să alegem. Rațiul nu v-a plăcut? Păi, Raciu toți pe care îi întreb în ziua de azi, toți. Au votat curat. Au votat curat. Dar unde dracu cu 85 la asta atunci? A câștigat Iliescu. Deci eu aveam o iubită. Cu părinți intelectuali. Și a votat și ea, și părinții ei cu Iliescu. Sper că nu era iubita din, din Sibiu. Nu, no, nu era. Glumesc, glumesc, pentru că o evocați foarte frumos no, în, în, nu în Iertați-mă că mi-am permis să Vă peritez, răspund la orice fel de, de întrebare. dar, dar -a vreau a să ne întoarcem la punctul ăsta, pentru că e foarte important. Deci, Lăcomia aceasta, chiar făcea această remarcă Pacepa în cartea lui Horizont, Orizontul Roșii, spunea, domnule ne-am prostituat noi, generalii de securitate, pentru o casă la munte, o casă la mare și o mașină cu șofer. Adică pentru foarte puțin. Am înghițit rahatul pe care Bobu, Ceaușescu și ceilalți îl produceau propagandistic. Întrebarea mea, aici vreau să ajung, cum s-a produs marele transfer de averi, de capital, la momentul acesta T0, care trebuia să fie o minus 89, decembrie 89, cum au ajuns tot ei să, până la urmă, țină în mână sistemul? Păi e foarte simplu. Haideți, apropo de și de serviciile astea, care tot. să... normal, serviciile în comunism erau două blocuri și fiecare bloc avea ideologia lui. Orice ce ai spune, KGB-ul lupta și își dădea viața și ce naiba mai făcea pentru ideologia aia comunistă. Bunărea rea, el credea în ea. Da? cia ul lupta și ăla. Când ideologiile au dispărut, oamenii de ce puteau să apuce? De cât de afaceri? Și au apucat și ăia de la american de afaceri și au apucat și ăștia la zânesc de afaceri. Și apucându-se de afaceri în afaceri. S-au întâlnit. În bursă. O luăm bursa. Și bursa e, de fapt, cerea și adăpător a economiei dintr-o țară. În, în, economie. Problema care e? Dacă dumneavoastră vreți să vă cumpărați o casă, da? cine își cumpără cea mai bună casă la cel mai ieftin preț? Cineva care știe toate prețurile și toate casele în vânzare. Deci cine are informația? Și cine avea informația în 90? Securitate. Securitate. Și atunci logica au ajuns la ei. Bani. Tot ce s-au cumpărat, nu atât banii. Au ajuns și banii, dar nu au făcut bani. Eu vă spun că cei care au plecat și au mai avut bandă pe vremea lui Ceaușescu au tocat bani, au pierdut în bani. Nu că i-au investit de și așa mai departe. Când au început să cumpere tot felul de fabrici românești, să le distrugă și așa mai departe, au făcut-o că aveau informații. Problema e că la noi nici nu au construit nimic. Adică nu poți să zici că ai investit unul. Că deosebirea e alta. Dacă vine unul și să zicem, fură el niște bani, dar face după aia o firmă care creează locuri de muncă, e un brand național și există și astăzi, e ok. Uităm cum a făcut primul milion. Problema e că la noi nu e că să uit cum a făcut primul milion. El a făcut prima oară 100 de milioane, după care le-a cheltuit că sută aia de milioane a făcut tăind L -a făcut pui. La, la, fier vechi și așa mai departe. Nu e că el a investit. Știți dumneavoastră de la toți securiștii ăștia care au avut economia românească unul care să fi făcut o firmă listată la bursă, să fie bună, să fie de miliarde, să aibă un miliard capitalizare bursieră? Nu. Cine sunt unicornurile la noi? Unicornul? Păi unicornul se apropie de, firma de apartament, software. Uh, uh, software nu se apropie de unicorn, de acolo o știu pe Măriu Mereuță, că mi-a fost colegă de, de generație, de facultate și era șeful de promoție la informatică și pe Florin Talpeș, știu, nu are nicio legătură cu Talpeș. Da, Bit Matole, Defender. Privire de Bit Defender. Au făcut UiPS niște puși la 42 de ani, s-au dus la New York și s-au listat pe 40 de miliarde. De ce n-a făcut niciunul din securiștii ăștia nimic? Că dacă Ghiță fura drăgea și după aia făcea o super firmă care mergea, începea să vândă, Patriciu. Dacă îl vedeam pe Patriciu și rom petrolul lui, și mă duceam pe Champs-Élysées și băgam benzină de la Rom Petrol, pe cuvânt donare, cât nu-l suportam eu cu Patriciu, așa ca să-mi crească inima, băgam benzină românească în mijlocul Parisului. Dar nu era. Patriciu și când a spus că are benzinării în Franța, nu era niciuna. Mințea. Normal. Deci nu au făcut nimic. Dacă făceau o chestie care să facă profit, locuri de muncă, chiar cu milioane furate de la stat, tot era bine. Tocmai asta e problema. Deci au câștigat polonezii, cehi și așa mai departe, au privatizat la început. Ei s, -au furat. s au avut pe Balcioroviț. S-au furat în primii ani și acolo s-a furat pe peste tot. A, așa s-au luat, dar care au venit străinii. Noi au, am avut nevoie de șapte ani să o ducem cu Iliescu, cu DSR-ul, la la la, de încă patru cu Convenția, ca să începem privatizarea. Abia în vremea lună-stase am început privatizări. Cu adevărat privatizări. Hai să zicem că am început și pe vremea lui Radu Vasile. Chiar au fost. Că am privatizat Romcimu, Dacia. Deci au fost privatizări și la convenție. Destul de importante. Dar câți ani ne-a luat până să vină marii marile firme străine? Gândiți-vă, Volkswagen-ul a cumpărat Skoda la sfârșitul lui 91. Era deja nemțească. Cineva... Când ne-a luat nouă ca să vindem Dacia? Încă șapte ani. Dar cineva o să spună de ce domnul Sima neapărat trebuia să uh, vină străine. De ce să ne salveze iarăși neagra străină. Păi, noi știam să facem. Eu știam să fac business. Știam vreun business. Ce să fac? Să mă inspir din în ce? Din ce am vândut biletele la meci odată, când eram student? Cam greu. Care, ce economie să făcea? Economie socialistă. Eu când am ajuns m-am apucat de bursă și m-a pus la profesorul Frediani și a zis vino la mine să ne apucăm de bursă. I-am zis, Bă, tata, eu nu știu dacă a existat o criză în 29-32 am auzit de unul Keynes, n-am citit nimic de El a mai auzit de unul Hayek și de la nimic n-am citit nimic. zice, stai că mai sunt Galbraith, să ori mai fi. Zic, dar eu nici nu știu cum a fost cracul în 29, nici nu știu ce a burs. Zic, singurul lucru pe care îl știu e că la sfârșitul telejurnalului aici, de când stau eu în Italia și predau matematică, vine unul și explică. În fi, <coughs> în și spune, și spune fiata a crescut, a dar nu înțeleg de ce a crescut, de ce a scăzut. Și ăla a venit, a luat, și culmea, primul lucru pe, care mi l-a explicat au fost coluri și puturi, proste derivate. Și zic, mamă, ce șmecherie asta. Stai așa. Și n-aveam calculator, nu știam să umblu cu calculator, nimeni mi ne-a făcut grafice pe hârtie milimetrică și m-am dus la ăsta și am zis, fii atent, hai să spun un algoritm acum. M-am gândit la ceva. Îl să uita la mine și zice, crezi că merge? Bă, nu știu ce merge, dar hai să-l încercăm așa, măcar fictiv. Că zic, eu știu matematică, nu știu cum o să iasă, tu mi-ai spus niște reguli aici. Și pe mine m-a dus mintea la asta, ce zici, încercăm? Am încercat, a văzut că merge în sfârșit și omul după aia mi-a mărit și salariul și zice, ne apucăm. Și eu după trei luni de zile a zis, nu, acum am înțeles eu prea mult, nu mă pun pe compropri. Și mi-a demisia și m-a apucat de unul singur. Poți să faci uh, jocul la bursă fără să fii matematician? Da, cu. La bursă trebuie normal numai regula de trei simple. Dacă știi regula de trei simplă, bine și trei compusă, da, mulți se laudă că știu, dar nu știu. <laughs> domnul Sima, nu pot să nu mă întorc la istoria acum, și preistoria, pre preistoria tranziției noastre. Ați vorbit cândva, nu dau acum, nu divulg sursa, despre această mentorare a unei generații întregi de banchieri români. Lați, nu știu dacă am voie să spun, lați pomeni și pe domnul Deianu, ați mai pomenit și alte nume, care ar fi fost mentorate chiar de, de Pacepa? Da, zi, au fost o promoție, dar nu numai banchieri și oameni de afaceri, a fost o promoție. Toți care au avut comerț exterior, născuți în 50, 51, 52, cam între 49 și 51, 52. Și poi cei mai deștepți, care au intrat ei frumos, că sunt domnul Pascariu, vine de la Baia Mare și așa mai departe, a zis și statul comunist, hai mă să-i școlim. Că începuseră să înțeleagă... Sau chiar ei... securitatea a zis. Păi cred că Ideea e că Pacep a organizat asta, că lui Nea, nicu și lui nu-i veneau așa ceva în minte, că nu o interesau. Dar dacă a venit Pacepa și le-a zis, uite ce fac rușii, ce fac ei, hai să creem și noi niște băieți deștepți. Și ăștia au fost colici ca să devină persoane importante. Normal în servicii. după aia nu au mai făcut servicii, au făcut bancherii. Mugurii Sărescu aparține altei generații? E altă generație. E mult mai în vârstă. El a fost generația. luat de către cine? Ca să tu învețe? Nu știu, nu știu. Eu prieten bun cu guvernatorul, am mâncat cu el, am vorbit no, cu el. Eu -am. Nu. nu, nu, să spunem, nu știu. Asta e o generație care nu are de-a face cu domnul. Domnul rescu, ce era? Era la Institutul de Economie Mondială pe vremea lui Neni. Care, Institutul de Economie Mondială, avea un mare avantaj. Știți care era un mare avantaj? Avea reviste americane, citeau alte reviste. Avea Le Nouvel Observator, avea The Economist, avea niște reviste, aveau Financial Times, eu știu ce mai aveau, citeau ceva. Contrar bănuielilor unora. Gândiți-vă că eu n-aveam cărți de matematică în engleză. Eu la facultate în anul 1 și 2 m-am apucat și am și vă arăt foaia matricolă că am învățat limba rusă. Că era singura șansă să citesc cărți de matematică americane traduse în rusești. Și atunci am învățat și am alfabetul chirilic și rusă. Și în rusă știu navatele noastre, adică nu mai termin de matematică nu știu să fac un discurs cu dumneavoastră, să cer o ciorbă, un bor și nu știu ce, nu știu Dobre, utro, tavare și pripa de da. uh, nu, 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 doream să duc discuția într-o zonă de bârfă, ci tocmai într-o zonă de comparație cu Polonia. De ce? Știu asta și de la Dragoș Aligică și de la alți uh, păi, zi ce disidență a avut Polonia. Nu numai asta. nu păi -lor. Polonia în 80 a avut pe Popielușco, Polonia a avut pe păi Ioan Paul Valenza, a avut pe Ioan Paul al Doilea la ce a ajutat, dar pe, a avut toată biserica. Solidarnoșt. Păi la noi n-au avut Dar inteligenția. Curaj. Eu aici vreau la inteligență. Gândiți-vă că vreau. la o slujbă de Popielușco lui Popielușcu erau 200.000 de oameni. Și la noi maximul care s-au strâns vreodată au fost ăia la Brașov, vreo 50.000 de oameni pe stradă. Și au fugit și ăia. Și aia de foame s-au strâns acolo, nu că vreau libertate. Spune că Popielușcu e un martir al Bisericii Catolice, a fost aruncat aruncat de pe pod și a murit în 84. Mă bucur că evocați aceste figuri. Vă dați seama că teolog sunt chiar foarte sensibilizat. De vreau să duc discuția în zona de circulație a ideilor. Pentru că m-a învățat Dragoș Paula Ligică de pilă în anii 87-90 de pilă. Balcioroviț, da? primul ministru sau ministru finanțelor a un moment dat, în Polonia, citea Hayek. E important detaliul ăsta. La noi, economiștii din școala de la de nu la Roma am întrebat pe domnul Ișirescu, da, uite, eu pun pariu că Ișirescu a citit Hai înainte de 20. Întrebarea de ce n-au vorbit despre privatizare în anii 91-92. Foarte bine, au citit Hayek. De ce n-au înțeles uh, 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 mâna mâna invizibilă a pieței? De ce n-au vorbit despre Adam Smith? Inteligenția păi asta. Adam Smith. În serios, Adam păi domnul Simea eu vă întreb. O, le Adam Smith n-a citit nimeni în ziua de azi. <laughs> păi eu am citit o. și nu era treaba mea. Bine, am citit pentru că am fost invitat la o conferință. Hai, facem un pariu. Mergeți la șase președinți de bănci mari în România și nu să-l fi citit Adam. The wealth of nations. pe păi tocmai asta vreau să zic. Vă duceți la ei și zice Adam Smith. Și zic că am auzit de el. Bun, zi și mie titlul unei lucrări. Și dacă nici wealth of nations nu e stare să zică, ce mai zic? Și pariez că nu zic. Exact cum am mai făcut eu un test cu profesorii de matematică. mi eram la televiziune. Și am zis, merg la profesorii de matematică din marile licee din București și pus să demonstreze teoria lui de Pitagora. Nu să o enunțe, să o demonstreze. Și surpriza e că 60% nu știu. În spatele noastră este o carte extraordinară a marelui Solomon Marcus, căruia cred că i-ați făcut o demonstrație, teorema lui Lagrange, nu? Nu, Solomon Marcus odată mi-a fost profesor și, într-adevăr, primul articol din viața mea, reciproca teoremei lui Lagrange, am scris-o pentru că, domnul Marcus, povestea e foarte simplă. Domnul, noi eram o generație fabuloasă. A fost singura generație care la Olimpiada Internațională 78 București, 79 Londra, nu a luat locul întâi la echipe. Atenție, la echipe. Ca atunci când spuneți că iau unul medalie de aur la Olimpiadă, să nu credeți că la Olimpiada de Matematică e ca la suta de metri. Ca la Eu David. știu. ei că este unul pe locul întâi, unul pe doi, unul pe trei. Nu! Sunt 40 de puncte dacă faci în ambele zile toate problemele și toți cei care fac între 3, 6 și 40 de puncte au medalie de aur sau între 32 și 40. Ca să înțelegeți, medalie de bronz ei cu 18 puncte din 40, adică fără notă de trecere, cum ar veni, cu 18 din 40 sub 5. Exact. Erați cu Radu Bologan? Radu Gologan se ocupa de pregătirea lotului, dar nu atunci când șeful lotului era cu Culescu. Și după noi a venit Tomescu, Radu Gologan. Radu Gologan e prieten cu mine, dar are 9 ani mai mult ca mine. Nu e... da. Era atunci profesor și venea că era foarte tânăr. Noi aveam 18 ani și el avea 27. Și venea să ne țină... Radu Gologan a debutat ca asistent, avându-mă pe mine student, în anul 2, la teoria măsurii. Și povestește. A scris și prefața la da, știu, -a, a scris prefața Bun, la dar, dar ideea e că noi... Ați făcut școală și cu Marcus, cu Solomon Marcus. În anul întâi am făcut cu Marcus analiză. Și la Marcus la analiză vă puteți închipui un curs de analiză matematică care e baza matematicii și facultății de matematică făcut de Marcus care nu scria nimic pe tabă. Venea și spunea, noi îi spuneam cursul despre curs. Venea și spunea, coșii, scria numele lui Coșii, Sarejea și începea să povestească. Și ne spunea de unde să citim, ne spunea tot felul de chestii, cum, concepte, chestii. Și bun, trebuia să ne ducem la bibliotecă să citim. Dar noi l-am fi preferat la seria cealaltă. Eu chiar vreau să mă transfer la seria cealaltă, pentru că la seria cealaltă era colojoară, care venea și umplea 16 table acolo, demonstrații, lemă, teoremă, demonstrații, lemă, teoremă. Gata, voi știi cursul, ai, ai avut își zice, ăsta mă pune să mă duc la bibliotecă. Și ce citesc la bibliotecă? Că n-a zis de la pagina 2 la pagina 72. Domnul Marcus a făcut școala cu Moisil? Da, da a făcut cu Moisil. Acum cu Miron Nicolescu și Marcus la examen. Eram din lotul de Olimpiadă Internațională, toți în aceeași grupă. Victor Nistor care luase două internaționale la rând, top de top. Și ne-a dat subiecte la examenul de analiză. Știți ce subiect e neat? Ne o integrală triplă atât de complicată și de lungă. Nu că n-am fi făcut-o, toți am fi făcut-o. Dar nu în două ore. Când ne-a dat el timp. Și a zis, -a? nu luați 10, nasol, noi eram să plângi. Că la matematică, dacă luai un 9 sau 2 de 9, riscul de a nu ajunge în anul 5, pe vremea aia, 4 ani era facultatea și primele 8 medii din toată țara făceau anul 5. Dar măcar dacă erai în aia primii 8, Rămâneai cum a rămas și eu la Politehnică, în învățământ universitar, sau te duceai la Incres, la Zoia Ceaușescu, deci nu ajungeai la țară. Nu ajungeai profesor la Buftea sau la Bolintin. Cum a fost Gologan, de exemplu. Dar nu că n-a fost în aia și ci că așa era legea pe vremea lui. Bun. Și ne-a dat la toți nouă. Ne-a nouă și a spus, acum, ca să, la mărire de notă în toamnă, să vă dau 10, eu am o listă și ne-a adus o listă de probleme pe care nu le-a rezolvat nimeni. Voi vă alegeți una dintre ele și mi-o faceți până la toamnă. Până ne uitam între noi, stai nebun. Cum o să facem noi probleme, dar nu le-a făcut nimeni până la <laughs> Și până la toamnă. Zice, eu la dispoziția. Deci eu cu reciproc asta, teoremei la graj, m-am dus, cred că de vreo 50 de ori, în față la Academie, pe băncuțele alea. Și eu stăteam... Pe uh, victorie. Da, da, eu stăteam pe una, Nistor, pe alta, așa, și Marcul trecea de pe băncuță, pe băncuță și mai mi explicat, nu aici ar trebui să te gândești la asta. Cert e că eu am, am, am enunțat și demonstrat reciproca teoremei lui Lagrange, iar Nistor al meu, cel mai bun de la noi din, din serie, a mai dat și o generalizare în spațiu cu N dimensiuni. Și s-au publicat toate în de în de matematic pur și aplicată. Cine vrea le consultă, sunt și asta. Și așa de dumneavoastră scris, sau și de domnul Marcus? Nu, sunt semnate numai de mine, că Marcus era un domn. E adevărat, spuneam, după o idee, dar lui Solomon Marcus, ideea lui Solomon Marcus a fost asta. Aveți lista cu probleme pe care nu le-a făcut nimeni, faceți și voi una. Acum, vă spun, nu, erau, nu era conjectura lui Riemann acolo ce ne-a dat el. Erau chestii destul de simple când mă gândesc. Și nici teorema lui Ferma. Noi, nici Ferma. A, ai, am încercat să o facem toți. N-a reușit niciunul, dar am încercat. Unul al nostru a dus-o departe de tot. Zaharescu, acum mai mare profesor de teoria numerelor în America. Și la s-a chinuit chiar mulți ani de zile și până anul 4 era obsedat de teorema lui Ferma. Eu am cedat la un moment dat, am zis, stai, mă apuc de altceva, că asta nu este. Că dovada și e și până la urmă, dar și cu calculatorul, că doar cu mintea n-a funcționat. Ei, ne-a învățat să cercetăm, să lucrăm și mai e un lucru. Să știți că ăștia care se duc, cum spune Radu Gologan, mi-a zis să nu crezi că ăștia care sunt acum la Olimpiada Internațională sunt cum erați voi. De ce? Că ăștia sunt antrenați, sunt rezolvitori de probleme. Voi citeați tratate de analiză, învățați matematică, învățați efectiv știință. Ăștia sunt antrenați doar pentru probleme. Pentru că asta e lumea modernă. Sunt computere, doar atât. Lumea modernă este fac ceva cu un scop. Un scop mi-a spus un tânăr la un foarte bun liceu din București, la Vianu, și care mi-a zis, zic, bă, da, de ce nu citești tu, bă, pentru bacalorea, moara, cu noroc, toate astea? Nu, n am citit nimic. Zice, scopul meu care Să iau notă mare la bacalorea. La bacalorea, dacă eu le citesc și îmi dau eu cu presupusul din ce am citit, iau notă mare? Nu. Trebuie să învăț pădăros comentariile. Și m-am enervat și sunt un prieten care e director de liceu și profesor de română și a zis, băi Marian, care mi-a și corectat cartea. Zic eu, Cristian Sima, care am citit așa de mult, dacă mă duc mâine la bacalaureat, cu ce știu, cu ce am citit și scriu eu acolo la ce îmi dai tu subiecte, iau nota 10? S-ar putea să nu zice. Cum ai că nu. Dar s-ar putea să nu iei șapte. Cum nu? Păi nu că e un barem și dacă nu știi comentarii. Zic cum ai că nu știu comentarii. Păi zic, da, da, eu spre deosebire de ăștia de vin am la citit. am citit și moara cu noroc, am citit și patru în procus, am citit mai mult decât trebuie și moromeții. Și atunci omul mi-a spus, el e în lumea modernă, în social deci media. Deci o mecanizare eu a pentru un scop. Scopul meu e să iau 9, 80, 10 la baccalaureat? Da, scopul meu. Pentru că școala acum nu face cultură. Am redus, dacă vreți, am redus înțelepciunea la cunoaștere, cunoașterea am redus-o la informație și din păcate... Nu neapărat, că se poate face și altfel. Fica mea, care a terminat liceul, în Elveția, nu contează, un, liceu foarte bun, dar cu specialitatea și verb, un fac matematic, deci matematică, s-a dus la istoriate. A făcut istoriate, a făcut master în istoriate și acum lucrează într-un startup care vinde, creează, comercializează device-uri de ultimă generație, ultima tehnologie în robotică medicală operații la distanță, pe internet, roboți, dragi Și -a zis, bine mă, dar ai studiat patru ani de istorie, artei ca să faci asta. e singură s-a angajat, ea. Normal. Zice, acolo mi-am făcut cultura. Zice, știi cât mi-ajută cultura aia când fac orice fel de business în ziua de azi? Și are 23 de ani. Pot să le spun celor care ne ascultă că la bacalaureat a primit Inclusiv, proba unui comentariu despre Wittgenstein. Așa e. Limitele limbajului meu sunt limitele lumii mele, tractatul da. da. nu Asta e picat exact. <laughs> exact. Mie mi-a picat asta la Olimpiada de Filozofie, între 12. Ne întoarcem puțin la analiza de sistem. Toată lumea încearcă să, price să se priceapă de ce România nu e cum e astăzi Polonia. De ce România nu seamănă cu Croația? De ce România nu are prosperitatea pe care o au alte țări europene, care și ele au fost în lagărul comunist? De ce, până la urmă, suntem la fundul sacului, de ce demografic ne prăbușim, de ce România este țara care a exportat. Simplu totul în 90. 1. Alegerile din 90 pe 20 mai. Toți am rămas în România. Nimeni nu s-a gândit în generația mea să plece înainte de 20 mai. Am stat în piața universității, jos cu jos Comun. Au ieșit tot 85%? Că dacă ieșea Iliescu cu 52, a fost avea ca un... măcar aveam șansa să mă gândesc, dar nu e că era 85%, era că tot ce era în jurul meu o votat în Asta era problema. Problema e că mă întâlneam cu intelectual, cu lume pe care știam, cu colegi, cu profesori de la Politehnică, care acum nu recunosc că au votat Iliescu, dar Iliescu a votat. Atunci mă certam eu cu ei. Cum să votați Iliescu? Da, Iliescu, că e mai bine. Pentru liniștea noastră. Asta era. Toată lumea vrea să, să se schimbe ceva dar, Dar nu prin părțile esențiale. Corect! Carangel! Asta e! e... Ce s-a întâmplat? Cine a plecat? Prima mare migrație din România, știți care a fost? De la Catedra de Matematică, de la Politehnică, eu eram cel mai tânăr, aveam cât în, în 90-29 de ani. Tot ce a fost până în 38 de ani, n-au mai prins anul 91. După aia au venit, în locul meu, a venit o colegă de-a mea, Ioana Ionescu, asta și-a un an de zile, a plecat și-aia în Occident. E, inteligența aia care a plecat atunci, aia doare și în ziua de azi. Pentru că aia n-a mai putut. Deci la politehnică, la matematică, la filozofie au plecat atât de mulți încât n-au mai avut cine să educe următoarea generație. Și de acolo lucrurile s-au stricat, e logic. Deci am terminat 180 matematică. La întâlnirea de 25 de ani la București am numărat eu 118 predau în universități americane și europene de primă mână. 118! Deci au ajuns oameni care au terminat matematică în generația mea cu șapte să predea în Occident la superuniversități. Am un coleg în fiecare universitate din Ivy League. Am coleg la Stanford, la Berkeley, peste tot, la UCLA. Nu e universitate mare din America să n-am coleg. Nu dă facultate, dă generație. Vă dați seama? Deci este o hemoragie fără egal. A păi nu, aia s-a creat atunci. Acum nu știu dacă mai pleacă și nu mai e la fel. Bun, nici capacitatea secundă, lor nu mai, nu ai, ai, a, nu mai e aceeași. Da, mai că acum când pleacă unul, nu mai știe ce știau ea. Păi școala s-a schimbat și mai... odată ce profesorii din anii 90 au plecat, nici valoarea studenților și din anii 2000 n-a mai Problema Că ăștia, marea majoritate, în afară de mine și de încă un coleg al meu care e tot pe Wall Street, toată lumea a rămas profesor de matematică n-au făcut pasul în afară în spre business. ceva aplicat în inginerie, în fizică, în altceva. Au rămas ce predau în ziua de azi, au făcut știință. Într-adevăr, unii au scos teoreme extraordinare. Pe Florin Rădulescu a demonstrat conjectura romanului Jean Peterson. Mâncate în mine. Păi asta e... Dar nu știe nimeni de el. Bun, e Florin condiția... Rădulescu este plătit de Iowa University, Copenhaga, Tor Vergata de Roma și de Institutul de Matematică din România. Oare de ce lor plătit toți ăștia? De Numai ca să-și numele. Și în schimb, nicio problemă. Iar Solomon Marcus, ce a făcut Solomon? Știți că Solomon Marcus l-au plătit finlandezii să ducă și a stat un an de zile în Finlanda să-i ajute să facă reforma educației în Finlanda? Adică finlandezii celebra educație number one în Europa, ai făcut și cu ajutorul lui Marcus. Dar pe Marcus nu l-a întrebat nimeni la București. Bă, tu te pricep la educația asta, că tot ai scris. Atâta. El a terminat, l-am întâlnit în persoană, era domnul profesor Andrei Pleșu lângă, lângă domnia sa și era pe Strada Plantelor, numărul 21, la Colegiunea Europa și vorbea despre educație, despre reformă. Credeți că știe am măcar numele lui Solomon Marcus, actualul ministru al educației? E o întrebare retorică. Domnul Sima, am atâtea gânduri să vă împărtășesc. Unu, cât de tare au fost românii la matematică, dacă te uiți și la, la Lescu, și la Țițeica, și la Poiaș, și la toți ceilalți? Au fost foarte buni în interbelic, dar problema e, într-adevăr, Ciprian Foiaș a fost un fel de vârf de iceberg. Ciprian Foiaș a pus bazele școlii de operatori români. Și Ciprian Foiaș, de la el, s-a format toată școala de operatori, între care Sorin Popa, care Dan Voiculescu, Dan Voiculescu care eu mi-am dat diploma, să nu culpo, să să se dă, confunde da, numele Dan cu. Virgil Voiculescu, care era fiul profesorului Voiculescu de la neurologie, de la Bagdazar Arseni și care în 1986 a plecat să și a medalia fils de la Berkeley. A fost nominalizat la medalia fils N-a luat medalia Fields, acum mi se pare președintele jurului care dă medalia Fields, e profesor la Berkeley. Eu mi-am dat și lucrarea de diplomă și masterul cu el, deci două lucrări excepționale. Deci ce am scris eu mai bine în viața mea, le-am scris sub îndrumarea domnului Voiculescu. Și s-a creat o școală de operatori excepțională. Pe Dragoș Mărginan, l-ați cunoscut? Nu. nu vă spun nimic. Este actualment director de dezvoltare pe inteligența artificială la Boeing, un alt nume de matematician. Ce vreau să vă spun este că toată școala de teoria operatorilor, care a fost la mare mod în anii 80, a dispărut pentru că a fost luată de teoria numerilor. Tao da, și toți ăștia au dus inteligența artificială, algoritm, toate vin în teoria numerilor. E La teoria numerilor, la noi în generație a fost unul singur care s-a băgat în teoria numerelor. Nu aveam școală. Mm -hmm. Ne-a neavând școală de teoria numerilor, nici nu avem mari realizări în domeniul teoria numerilor, algorimi. Abia acum s-au mai format, după mine, cu mulți ani. Dar noi nu aveam, adică în afară de profesorul Tomescu, nu prea era o mare școală de teoria numerilor la București. Ceea ce nu se putea spune despre operatori. Atunci teoria operatorilor, buricul lumii, era la București din uh, <coughs> care luase medalia Filța, Lencon, au venit toți la București. Veneau. Au la prietenii lui Foiaș, nu? Să zic, colegii. <coughs> da, din ce cu Foiaș sau mai mici decât Foiaș. Bun. Și după aia să prietenii lui Voiculescu. Deci Voiculescu e singurul matematician român care are trei teoreme care poartă numele folosite. Dacă ați fi astăzi ministrul cercetării sau ministrul educației, ce ați face? E foarte greu să faci o reformă în învățământ, trebuie, trebuie luat tot de la capăt. Nu știu, eu cred și am discutat asta, e o emisiune excepțională, păcat că nimeni nu are înregistrarea. Dacă cumva îl întâlniți pe Radu Moraru, a făcut o emisiune cu mine și cu Marcus de două ore. Cum făcea Radu Moraru, Punea lumea să aplaude în sală Nu știu ce Ei au început să aplaude fără să-i mai pună nimeni Și așa mai departe Bine, era carismatic Era un înger Avea impresia că te întâlnești cu un da. bătrânel e, Cum să spun Din, din E, Și eu o emisiune cu mine și cu domnul Marcus Evident, eu sunt acolo în Cam în plutură Că domnul Marcus e vioara întâi În care se discută numai de educație Dar găsiți emisiunea aia Este spectacol Acolo se da. spune pe puncte Ce ar fi făcut Solomon Marcus pentru că ideea era așa Nu mai am cum să reformez tot E foarte greu Hai să fac câte un liceu De la început să eu, o școală și un liceu În fiecare reședință de județ Să aduc, da, acolo Vedeți, trebuie să-l fac de stat Să-l fac pe bani mulți Să-l fac cu profesorii adevărați Nu pot să bag pile și relații Să aduc pe oricine Credeți că Eu am prieteni care s-au pensionat în America la 60 de ani. Dacă cineva le-ar zice să vină spre să în România, de plăcere ar uh, și la un, și liceu eu aș preda. La un liceu de vă prestigiu spun din eu București. mâine, dacă vine liceul Tudor Vianu sau orice liceu privat și zice, uite, fă, predă, puneți așa și gratis, mă. Vă spun că e, e plăcerea. Adică e bucuria. E bucuria să-i faci pe alții să înțeleagă. Ori nenorocirea care e? Și nenorocirea asta e și în medicină noroc că mai sunt 2-3 medici care își fac școală. Dar toți chirurgii mari care nu mai au timp, nu mai au nu știu ce și nu-și fac școală, în curând nu vom avea nici medici. Uh, teoria mea este că, mă iertați, o să fiu foarte direct, e mai multă corupție în mediul medical decât în, în zona matematică. Da, despre asta altă dată. Vreau să vă întreb. Uh... Între noi, fie vorba în zona matematicii, nu e bugetul de la Casa de Asigurări de Sănătate. Ha, doar între noi Ca să fie vorba. să fie corupție, trebuie să fie bani. Unde nu sunt bani, nu e corupție. N-am mai spus eu banii s-au terminat și democrația odată cu ei. Acum banii s-au și inflaționat, dispare democrația total. Asta e. Spre ce mergem? Să ne întoarcem la dictaturi, la cam așa ceva. De obicei, din haos. Vorba lua auto... arghezii, Din bube, mucegaiuri și noroi, iscata în frumuseți și prețuri noi. Eh, prețurile au venit. Să vedem frumuseți. Uh, câ când spun, păi spun frumusețe, la ce vă gândiți? Metafizic vorbim, filozofic vorbim. Vă spune ceva, dar cred că n-ar fi bine la cine mă gândesc. Nu, vă, întreb ceva uh, sincer de data asta. Ați avut această sensibilitate filozofică, religioasă, metafizică? Va, nu. Va mișca vreodată frumusețea lumii? Nu. Eu am citit. Am citit și Hegel, am citit și Kant, și Bertrand Russell, am citit Cioran, mă rog, mai multe seiști, nu, nu știu dacă filozofic. Nu am o cultură filozofică, nu am studiat sisteme filozofice. Nu. Eu am citit de plăcere. Eu tot ce am citit am citit de plăcere. Dacă mi-a plăcut bine, dacă nu mi-a plăcut, așa. Când v-am zis de frumusețe, să știți că nu, nu am vrut să fiu prețios. M-am gândit că există și o frumusețe a demonstrației unei ecuații, uh, unei teoreme, Ați mai există. A, o existe, frumusețe, existe. există o frumusețe a limbajului, există o frumusețe Pai, spun, Apropo, că Vorbim de Moisil, să vă spun eu, o emisiune TV cu Moisil. Era Moisil, Giuvara, chirurgul rudă cu Neagu Juvara, dar chirurg. Era și un Mircea Juvara care era, cred că, mare jurist. Mare chirurg. Era Juvara. Vă spun eu că familia Juvara o știu că Neagu Juvara era văr primar bunicul. Așa. Și deci era Juvara, uh, un inginer care făcuse, mi se pare, barajul de la Bicaz și Moisir. Și celebru Andrei Bacalu, care făcea mai aveți o întrebare. Și care era un intelect deosebit. Și discutau despre satisfacțiile propriei meserii. Și discutând de ei de satisfacțiile propriei meserii, vine chirurgul Giubala, zice, mamă, l-am operat pe unul m-am întâlnit cu el la piața Amzei și ăla era după ce era mor, l-am văzut eu acolo și era viu cu familie, cu copii și m-a pupat și mi-a crescut inima și îmi dau seama câte vieți am salvat, bravo, bravo, nu mai pomeni. Ăla a început cu bicazul, cu barajul, cu ce a făcut, cum au fost mai buni decât rușii, cum i-a scos din pu pușcărie, ca să, politică, ca să facă, să dreagă și în sfârșit. Și de câte ori vede un sat luminat, iluminat de la el, de munca lui, la la la. Moisil, care de obicei vorbește mult să ia de toți, nu scosese o vorbă. Și Bacalu se prinde și zice, au zice, mai sunt câteva minute să termină emisiunea, să-i dăm și domnului academician Moisil cuvântul să, să concluzioneze că domnul academician Moisil zice e adevărat, la matematică doar scârța, scârța cu creionul pe hârtie nu prea ai satisfacții. Dar zice totuși să vedem ce satisfacție a găsit domnul academician Moisil, la care Moisil, a uite ce dragă, știi care e deosebirea între voi trei și noi matematicienii? Voi regulați ca să faceți copii, noi mai regulăm eram copil, știa, aveam 8-9 ani, că nu știam ce înseamnă regulat, l-am întrebat pe tata care era cu mama, râdeau de numai. Să poate în direct, la mai aveți o întrebare. S-a dat în direct? S-a aveți o întrebare, era luni seară în direct. Deci nu, nu putea fi cenzurat de, de nu, Bine, nu știu, nu cred că a mai călcat Moisil la televizor o bucată de vreme. Tot Moisil a spus, a spus multe Moisil, a mai spus una simpatică apropo de asta. Zicea, atunci când sunt singur, nevasta crede că sunt la amantă, amanta crede că sunt la nevastă, iar eu sunt de fapt în bibliotecă. Ce e bine, că zice medicul vrea amantă, că vine stresat, muncitorul vrea nevastă să-i dea de mâncare, noi matematicienii vrem și, matemat, și amantă și nevastă. Păi de ce și una și alta? Păi la nevastă îi spun că la amantă, la amantă îi spun că la nevastă și în timpul ăsta mă duc la bibliotecă și studiez. <laughs> așa era, așa era. Culmea e că noi matematicienii Facem asta mai puțin ultima fază, adică, în loc să ne ducem la bibliotecă să studiem, ne ducem la treaba. Cam așa suntem. Să nu generalizăm. Nu, 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 nu că cunosc vreasla și nici eu nu ies. Cred, și, cred că și bancherii mai au ceva de adăugat. Pe final, a stat la Florența. Ați apucat să mergeți să vedeți superbele muzee, ufiții? V-ați îndrăgostit de, apropo de frumusețe? Păi eu p la David am fost de 100 de ori. În primul rând am fost de plăcere eu de nu știu câte ori, după care vă gândiți că în anii 90 orice rudă, orice prieten venea Pai, Hai, -mă. Așa trebuia să-l duc. Și prin traseul era clar. Santa Maria Novela, Baptiseriu, dincolo la David, sclavi Michelangelo, după aia Muzeul Piti, Ufiții, Galeria Vasariană, că acum, ca să vezi Galeria Vasariană de la Pitti în partea elaltă, să treci peste Ponte Vechi, o să vezi toată minunea aia, te programezi pe internet cu șase luni înainte, că nu mai te lasă nimeni să o vezi. Atunci ați luat biletul de dimineață și până seara vedeai Galeria Vasariană. Deci, nu, no, Florența o știu... Străduță Campam. cu străduță, bisericuță cu bisericuță. Păi eu când eram sărac lipit nu aveam bani decât de o înghețată, mă cu 2000 de lire, luau o înghețată și ziceam, nene, dacă mă plimb pe străzi în Florența, că abia venisem, eram, predam acolo la facultate. În 90? În 90. Că cultura pe mine. Păi și prost dacă erau, numai uitându-mă așa, că cultura, cultura să prăvălea pe tine, Umblăm pe străzi. O să lipea ceva. La ce bun cultura în vremuri de răstriște, domnul Sima? Cultura astăzi nu mai e prețuită. Cum a spus, avem matematicieni de geniu care calculează, dar nu gândesc. Sau oricum, nu Vremuri gândesc de filozofi. și de război, dacă tu trebuie să te ascunzi într-un beci pentru 5 ani de zile și te ascunzi și cu nevasta și să te sculți amândoi, măcar aveți ce vorbi, altfel vă luați gâtul la un moment dat, că să termină subiectul. Cultura i-a salvat și la Aiud, și la Gerla, și la Sighet este pe tot mult. -a Așa e? O întrebare de final. Da. Aș și vrut să vorbim și despre China. Și despre Europa poate mai facem o discuție. Altă dată. Altă dată. Credeți în Dumnezeu? <laughs> exact întrebarea pe care i-a spus-o lui Iliescu și a pierdut alegerile. Um, am un alt fel de raport cu credința decât dumneavoastră. Nu sunt mistic. Pot să spun, nu cred în Dumnezeu, dar nu sunt nici Ateu. Dacă vreți să facem Sunteți subiectul jumătate, nici măcar. Deci, altceva. Dar, în general, nu prea am discutat raportul meu cu divinitatea niciodată în public. Cred că e o chestie de bun simț. Nu am vrut decât să mă țin de, de cuvânt. Mi-ați dat libertatea să pun orice întrebare și am pus. Și da. eu v-am răspuns. N-am făcut nou comment, nici nu v-am Mulțumesc că ați deschis doar o mică fereastră spre o nouă întâlnire, spre o nouă dezbatere. Vă mulțumesc! Succes vă doresc! Și eu vă mulțumesc pentru invitație! Aceasta a fost discuția cu domnul Cristian Sima, dragi prieteni. Să ne revedem cu bine pentru o nouă întâlnire la Vocea Libertății.